Laptele praf poate fi cumpărat din farmacie, supermarket sau chiar buticul de la colț. O echipă de specialiști a analizat toate produsele, indiferent de firmă, iar concluziile nu sunt deloc îmbucurătoare. În urma acestui studiu a reieșit că în jur de 40% din formulele de lapte praf folosesc ca prim ingredient zerul demineralizat, proteine din zer. După cum se știe, zerul este un deșeu alimentar. Bebelușii, nefiind pregătiți pentru, neavând organismul pregătit pentru eliminarea acestor deșeuri, tare ne este teamă că acestea se pot regăsi în structura unor organe interne și pe măsură ce se înaintează în vârstă, apar o serie de afecțiuni alimentare. Foarte puține femei din România laptează natural. Statisticile sunt îngrijorătoare. Conform ultimului studiu, 70% din mamele din România preferă să nu alăpteze în mod natural copiii, ci să folosească laptele praf. Deși multe mămici știu despre avantajele alăptării la sân, din cauza unor probleme sunt nevoite să le dea micuților lapte praf. Natural, dacă se poate. Dacă nu se poate sau sunt alte probleme, nu avem ce să facem și alăptăm artificial. Copiii mei am alăptat și la sân și apoi și cu lapte praf. După ce au încercat laptele praf, unele dintre mămici au revenit la alăptarea naturală. Este și cazul acestei tinere care la orele prânzului își hrănea bebelușul în parc. Sunt adepta alăptatului natural pentru că asta mi se pare că îi și protejăm pe copii. Îi protejăm de anumite boli, de anumite bacterii. De asta prefer mai mult laptele natural decât cel praf. Pentru proaspetele mame, problema alăptării apare chiar din spital, de unde pleacă la externare cu o cutie dintr-un anumit tip de lapte praf, iar asistentele se află și ele printre persoanele care recomandă hrănirea celor mici cu substituenți.